Traseele montane care fac legătura între stațiunile de pe Valea Prahovei și platoul masivului Buceci au fost declarate închise începând de ieri, măsură luată de salvamontiști odată cu înrăutățirea vremii. Aceștia spun că după câteva zile cu temperaturi sub 0 grade, zăpada căzută pe anumite porțiuni de poteca a format adevărate capcane, care pun în pericol viața turiștilor neexperimentați. În fiecare an, traseele alpine din Buceci erau închise oficial încă de la 1 noiembrie, însă anul acesta termenul a fost prelungit datorită condițiilor meteo care au permis accesul pe munte. De câteva zile însă vremea s-a răutățit, a nins, iar temperaturile s-au menținut sub 0 grade la înălțimi mai mari de 1200 de metri, condiții în care salvatorii montani au decis să interzică accesul turiștilor pe potecile care duc spre crestele munților Bucegi. Datorită vremii în schimbare și a răcirii accentuate a vremii, a condițiilor meteo nefavorabile, începând cu această dată, traseele de acces către platoul Bucegi sunt închise. Aici vorbim în special de jepii mici și jepii mari, dar și celelalte trasee care duc către platoul Bucegi. În acest moment, vântul suflă în rafale care depășesc 140 de km pe oră. S-a așternut un strat subțire de zăpadă peste partea înghețată. În acest fel, deplasarea este foarte, foarte grea. Ce sfătuiți turiștii care vor să vină acest weekend la munte? Înainte de a sfătui turiștii, aș vrea să informez că traseele, potecile turistice care fac legătura între oraș și platoul Bucegi, concret jepii mari, jepii mici și Valea Cerbului, au fost închise, tocmai din acest motiv menționat anterior, adică peste gheață s-a depus strat subțire de zăpadă, existând pericolul producerii de accidente. Îi sfătuim să, dacă vin în stațiune, să recreeze pe traseele apropiate orașului, Cascadă Urlătoare, Diham, Gura Diham, iar cei care ajung cu cabina pe platoul Bucegi să fie echipați corespunzător, să aibă echipamentul specific iernii. Cele mai cunoscute și populate trasee, și anume cele din Valea Caraiman și Valea Jepilor Mari, care fac legătura între stațiunea Bușteni și crestele Bucegilor, au devenit acum periculoase chiar și pentru cei mai experimentați turiști. Salvatorii montani sfătuiesc amatorii de drumeții să se gândească de două ori înainte de a porni pe un traseu dificil și le recomandă acestora potecile de la baza muntelui. În această perioadă sfătuim turiștii să evite traseele care ajung către platoul Bucegi, să meargă numai pe traseele deschise iarna de la polele muntelui, să nu se aventureze pentru că pericolele sunt foarte mari. Telecabinele din Sinaia și Bușteni nu au circulat astăzi din cauza vântului care a suflat cu putere. Din fericire, în acest moment nu există niciun turist blocat pe platoul masivului Bucegi, iar echipele salvamontiștilor patrulează atât la intrarea în trasee pentru a toarce turiștii din drum, cât și pe platoul masivului Bucegi pentru a acorda ajutor în caz de nevoie. Meteorologii au emis astăzi o atenționare de cod galben valabilă din această seară de la orele 22 până pe data de 23 noiembrie la orele 18. Conform meteorologilor, în zonele montane va ninge viscolit, iar zăpada se va depune în straturi groase. Primarii din Sinaia, Bușteni și Azuga au plecat azi de dimineață la Istanbul, în Turcia, pentru a participa la adunarea generală a Asociației Comitetelor Olimpice Europene. Aici se vor ține discuții despre acest eveniment extrem de important și se va decide ce stat va organiza ediția de iarnă a jocurilor din 2013. Deja pentru fiecare oraș de pe Valea Prahovei au fost stabilite competițiile care se vor desfășura, iar țara noastră are șanse foarte mari să fie organizatorul evenimentului. În urmă cu aproximativ o lună, la cazinoul din Sinaia, a fost o întâlnire între edilii stațiunilor montane și reprezentanții Comitetului Olimpic Român și au fost puse la punct toate detaliile pentru ca în aceste zile la Istanbul dosarul de candidatură a României să fie cel mai bun. Dacă adunarea generală a Asociației Comitetelor Olimpice Europene va stabili ca România să fie gazda evenimentului din 2013, stațiunile de pe Valea Prahovei vor avea numai de câștigat, pentru că zona se va dezvolta în următorii ani.
Conform unei prime descriere a ceea ce va însemna organizarea Festivalului Olimpic al Tineretului European, ediția de iarnă 2013, evenimentul ar urma să se desfășoare în orașele unde sunt aranjate părții de schi, respectiv Brașov, Poiana Brașov, Predeal, Râșnov, cât și la Sinaia, Bușteni și Azuga. Pentru stațiunile din Prahova se va merge pe organizarea următoarelor probe. În Bușteni, pe Valea Cerbului, se vor desfășura competiții de schi și cross, pe Valea lui Carp, schi alpin, la Sinaia, pe Valea Soarelui, snowboard și la Azuga, pe Pârtia Sorica, slalom uriaș. La aceste competiții se preconizează că vor participa mii de sportivi din toate țările europene. Orașul Bușteni se pregătește în această perioadă pentru sărbătorile de iarnă. Pentru că până acum timpul a fost bun, administrația locală s-a preocupat de aspectul pe care o să-l ia orașul odată cu venirea iernii. Astfel, pe străzi sunt deja montate pe stâlpii de iluminat ghirlandele luminoase, iar primăria a început să fie împodobită cu tot felul de figurine. Ca în fiecare an, în centrul orașului va fi adus un brad care va fi împodobit cu instalații. În luna decembrie, Buștenul va îmbrăca straie de sărbătoare, astfel încât turiștii și localnicii să simtă cu adevărat spiritul sărbătorilor. Ce pot să vă spun? Deocamdată timpul este foarte bun și nu prea aducea iarnă. Din câte am înțeles, vremea se va schimba de la noapte și probabil și decorul se schimbă, să avem și noi un pic de zăpadă pentru sărbătorile de iarnă. În acest sens, ca în fiecare an, primăria se pregătește pentru sărbătorile de iarnă împodobindu-se. Orașul o să-l împodobim la fel. Nu vă spun când o să aprindem luminile, să vedem când e mai frumos și mai plăcut. Oricum, o să facem o surpriză cetățenilor și turiștilor ce vor veni în stațiune anul acesta, cât și copiilor pentru Moș Crăciun. Iată că stațiunile montane de pe Valea Prahovei se pregătesc din toi pentru sărbători. Dacă în Bușteni administrația locală vrea ca aprinderea instalațiilor și ghirlandelor luminoase să fie o surpriză, în Sinaia se știe deja că pe 5 decembrie orașul va străluci. Ca în fiecare an, turiștii care vor veni în decembrie pe Valea Prahovei vor avea parte numai de surprize, pregătite special pentru sărbători de reprezentanții administrațiilor locale. Începând cu anul școlar 2008-2009, unitățile de învățământ liceal și profesional vor primi calculatoare pentru fiecare elev. Astfel, în fiecare clasă de a 9-a și de a 10-a se vor distribui calculatoare, iar elevii vor putea lua acasă câte unul spre folosință proprie. Condiția este ca, la terminarea liceului, obiectul să fie returnat unității de învățământ. Calculatoarele achiziționate vor fi înregistrate în evidența unităților de învățământ și predate beneficiarilor, pe bază de proces verbal. În perioada 2009-2011, școlile în care se desfășoară învățământul liceal și profesional vor fi dotate cu calculatoare, astfel încât să se poată asigura fiecărui elev de clasa a noua câte unul. Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului a fost autorizat să încheie și să deruleze în acest an contractul de achiziție publică a calculatoarelor pentru unitățile de învățământ. Elevii vor beneficia o singură dată de acest tip de ajutor.